Tartuf, cea mai faimoasă opera lui Molière, este noua producție a Teatrului Municipal Matei Vișnic Suceava, ce va fi regizată de Mădălin Hâncu. Premiera va avea loc pe 22 ianuarie. Mădălin Hâncu este deja la a doua colaborare cu Teatrul Matei Vișnic, prima fiind regia spectacolului O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale, spectacol ce a avut premiera în decembrie anul trecut. Molière a creat o comedie extraordinar de valoroasă, Tartuffe sau Impostorul, care a deschis calea dezvoltării ulterioare a dramei europene. Comedia, care a fost jucată pentru prima dată în fața regelui în reședința sa de la Versailles în 1664, este o satiră violentă, îndreptată împotriva ipocriziei, în special a celei clericale bigote. Subiectul acestei comedii, care atacă religia într-o societate profund creștină, a declanșat la acea vreme un mare scandal, încheiat cu interzicerea presei.